Urania. Ne întoarcem cumva spre frici și vorbeam că uneori fricile astea pot deveni bariere. Și mă întreb acum, cum putem să creștem un bebeluș care să fie fricos doar atât cât e nevoie? Nu creștem un bebeluș care să fie fricos doar atât cât e nevoie, ci vom crește un om care să fie fricos doar atât cât e nevoie. Și toate fricile, dacă nu le conștientizăm, pot deveni piedici. Nu există piedică mai mare în viață decât o frică care nu are sens. Pentru că sunt frici care au sens și frici care nu au sens și cele mai multe frici nu au sens. Ce înseamnă că nu au sens? Înseamnă că e o frică de un viitor potențial, asta este o frică care nu are sens, care are șanse foarte mici să se întâmple. Și cred că există anumite lucruri pe care să le spunem copiilor noștri care să-i ghideze către asta. Un lucru pe care eu l-am spus fiului meu și pe care îl povestesc părinților de fiecare dată și încurajez să spun asta copiilor lor, pentru că ajută în mai multe direcții, este să i-am spus că tu ai cel mai bine grijă de tine. E corpul tău, e sănătatea ta și tu ai cel mai bine grijă de tine. Și de fiecare dată când încerca să se urce pe ceva sau să coboare de pe ceva sau să se cațăre pe ceva, îi spuneam, ia gândește-te, dacă eu nu aș fi aici să te țin de mână, ai putea să te urci singur. Dar mai târziu când a putut să vorbească, mami, pot să mă urc în copac? Din partea mea, sigur că da, poți. Întrebarea este, poți să te urci în siguranță și te poți da jos singur? Tu ai cel mai bine grijă de tine. Nu sunt tot timpul lângă tine. Și în felul ăsta, an după an, încet, încet, am învățat să evalueze situațiile și am învățat, iarăși un lucru foarte important, că un om curajos nu este cel care nu are frică. Pentru că de multe ori lucrăm la frici, dar ducem în extrema ailaltă a copiilor, pe care mulți părinții numesc kamikaze, știi? Se aruncă în valuri fără să știe să nuate și nici asta nu vrem, nu? Un om curajos este cel care își vede frica, o evaluează corect și trece peste ea, dacă e cazul să treacă peste ea.